Va trebui să promiți ceva din care să poți face ceva, nu să dai pe urmă înapoi, pentru că dacă tu spui că nu pot face, atunci eu vin și spun, dă-te la o parte atunci, lasă altul care face, da? La noi încă nu se prea face treaba asta, dar în altă parte se face. Deci este o decizie foarte importantă să candidezi, să te gândești bine dacă vei face față la mandat și la tot stresul și la programul de lucru și la atacuri și la așa mai departe. Și iarăși este important să nu uit că discutam cu Dina mai devreme. Te va duce la niște situații de compromis. Voi vă stabiliți limitele de compromis. Există o limită pozitivă dată de proverb anglosaxon. Să ai o jumătate de pâine este mai bine decât să nu ai pâine deloc. Și aici poți să accepti și o felie de pâine. Dacă este important să fii acolo, da? Dar există o limită de compromis de neacceptat, dată de pilda lui Solomon. Să ai o jumătate de copil este mai rău decât să nu ai copil deloc. Da? Deci e de neacceptat. Ori voi vă stabiliți limitele. Eu intru în partid, voi face asta. Sau am ajuns ministru, sau am ajuns primar, sau am ajuns consilier. Până unde voi accepta ce mi se va cere? Da? Nimeni nu stabilește asta. Voi stabiliți. Dar stabiliți și gata. Pe ziua de astăzi, gata. Mulțumim! Că nu e ușor să candidezi și mai ales nu e ușor să îndeplinești mandatul. Și trebuie pregătire, solidaritate, seriozitate în partid și partidul să fie unit. Femeile nu sunt dușmanii bărbaților în partid. Sigur că dacă o femeie ia locul unui bărbat, asta este. Dar și șefii, conducerea partidului trebuie să gândească la ce are partidul de făcut și să-și aleagă oamenii care chiar să facă. Și acum chiar gata. Sperăm că ce v-am prezentat azi a fost mai mult un fel de flavor of the things to come. Pentru toate, pentru campanii în general,